am regăsit la o nouă ediție specială a emisiunii mei din UMFST, cu prilejul desfășurării la Târgu Mureș a Conferinței Naționale Interdisciplinaritate și Cercetare în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Evenimentul științific este organizat de Asociația Medicală Română în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, sub egida Academiei de Științe Medicale și a Societății Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice. Îl avem astăzi ca invitat de onoare în studioul UMFST pe domnul academician profesor dr. Constantin Ionescu Târgoviște, președintele Asociației Medicale Române, membru titular al Academiei Române și președinte fondator al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Bine ați venit, domnule academician! Vă mulțumim frumos pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Este o onoare pentru universitatea noastră să vă aibă astăzi alături la eveniment. Cu atât mai mult cu cât afirmați în deschiderea conferinței că sunteți pentru prima dată la Târgu Mureș. Da, într-adevăr, sunt pentru prima dată în Târgu Mureș. L-am cunoscut pe domnul Iuga, care este un mediator foarte bun și mi-a aranjat toată această întâlnire pe care o avem acum și mă bucur că aici, în centrul țării, există o universitate, singura de altfel, care poartă numele lui George Emil Palade. Este un lucru remarcabil și pentru oraș, și pentru universitate, și pentru România în ansamblu ei. Țineți foarte mult la acest subiect, ca drept dovadă că și în deschiderea conferinței ați început prin a evidenția acest aspect că universitatea noastră poartă în numele ilustrului savant. Da, e adevărat. Într-adevăr, nu mai există altă universitate și poate că se și potrivește, a lăsat spus George Emil Palade că cenușa care va rezulta după moartea lui să fie împrăștiată pe munții Carpați, indiferent de care parte ține ea. Cu alte cuvinte, românul din el a trecut peste istorie și iată, noi vorbim acum despre această personalitate, singurul laureat al Premiului Nobel care s-a născut în România, a fost crescut la școala profesorului Rainer, care spunea despre domnia sa că are o memorie prodigioasă și o viziune de ansamblu extraordinară. Deci el a reușit să pătrundă pentru prima dată în interiorul celulei care este structura de bază a tuturor organismelor vii, inclusiv a omului. Vă voi provoca la un dialog detaliat pe acest subiect. Afinitatea dumneavoastră pentru personalitatea savantului George Emil Palade are la bază evenimente despre care vă invit să ne povestiți astăzi în acest context. L-ați cunoscut personal pe George Emil Palade? Când s-a întâmplat? În ce context? Inițial doar l-am văzut pe când eram intern în ultimul stagiu la Colentina în București la profesor Gheorghe Lupu, care îl invitase pe Palade în România pentru prima dată, cred, și chiar înainte de a lua premiul Nobel, poate că presimțea ce se va întâmpla în viitor. Și mi-l amintesc că ieșind din clădire către poartă, eu veneam din partea opusă, am văzut pe Gheorghe Lupu, care era mai scund decât George Emil Palade, și pe Palade cu acea privire pe care totdeauna a avut-o. Nu știam cine este,
Am aflat ulterior că este un invitat care era cunoscut înainte de a fi laureat al primului Nobel. Ulterior, sigur că după ce am aflat despre acordarea premiului Nobel, domnia sa a făcut mai multe vizite în București, la Institutul de Biologie Celulară, care nu funcționa în clădirea pe care el, de fapt, a construit-o, intervenind la autoritățile timpului, s-a dat aprobarea să se facă acest Institut de Biologie Celulară care poartă numele celui care a înființat-o și care a trecut și el în veșnicie, Nicolae Simionescu. Nicolae Simionescu și cu Maia Simionescu au fost într-un fel creația lui George Emil Palade, fie când a venit el în București, fie când au făcut stagii acolo la, în Statele Unite, inițial la Institutul Rockefeller, ulterior chiar la San Diego, lângă San Diego, unde locuiește sau a locuit până în ultima parte a vieții lui. Ce impresie v-a lăsat acea primă interacțiune cu ilustrul savant George Emil Palade? Interacțiunea directă a avut loc în anul 2007, cu un an înainte de a muri. A murit la 96 de ani. Am mers la un congres de diabet la San Diego, știind că la Jolla, cum se numea, Juvaeru se numește în spaniolă, că de acolo vine numele, știam că locuiește George Emil Palade, i-am transmis un mesaj că aș vrea să îi fac o vizită, a acceptat cu plăcere și în această localitate mirifică într-un fel, case nu foarte mari, dar toate curțile erau pline de flori, inclusiv la casa lui George Emil Palade, iar de pe terasa casei lui se vedea o priveliște în depărtare până la distanțe unde se vedeau niște dealuri, probabil ca 10-15 km de casa dumnealui. Inițial am fost invitat în casa în care locuia împreună cu soția și discuția a durat destul de mult, cred că o oră, o oră și. Din fericire, un coleg care m-a însoțit și m-a dus cu mașina și m-a întors la congres, ne-a făcut câteva poze, pe care le-am, patru sunt, care le-am într-o lucrare despre George Emil Palade și de unde le-a luat și domnul Iuga. Și cu permisiunea dumneavoastră, da, le vom difuza. Sigur și noi că ele sunt un bun comun acum. Palade nu mai este al cuiva, este al eternității și evident că va aparține și dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât universitatea de aici îi poartă numele. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre contribuțiile savantului George Emil Palade la înțelegerea structurii și organizării funcționale a celulei. George Emil Palade inițial a fost asistent la Francis Rainer, un mare antropolog, și la început a studiat tubii urinifer din balene, din
peștii foarte mari. Acestea au fost primele încercări pe care le-a testat aici. A avut o șansă de a pleca în 1948, înainte de a se interzise plecările în perioada comunistă. A ajuns la Institutul Rockefeller, unde s-a format și a întâlnit foarte multe personalități care au fost la început maeștri. Maeștrii ulterior s-au lăudat cu rezultatele celui care a fost elev al lor. Momentul în care a trecut la studiul, să zicem, profund al structurilor umane, a coincis cu introducerea în practica științifică a microscopiei electronice. Înainte era doar microscopia optică, care vedea grosier structurile. S-a deschis o nouă cale de investigare care, în fine, a rezultat și studiile foarte minuțioase pe care Palade le-a făcut, pătrunzând pentru prima dată în interiorul celulei, în interiorul structurii fiecarei celule. S-a ocupat foarte mult de descrierea mitocondriilor, care sunt structuri din celulă unde se produce eliberarea de energie pentru întregul organism, și alte structuri celulare care participă la ansamblul funcțional al fiecărei celule din care noi suntem alcătuiți fiecare în parte. Aș face referire la o afirmație făcută de unul dintre elevii lui Emil Palade. George Palade a fost pentru biologia celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizica atomică. Da. E adevărat. Este doar o exprimare elogioasă sau cât adevăr există în această afirmație? Paralela este laudativă pentru Palade, în sensul că fizica a beneficiat mult de teoriile pe care le-a dezvoltat Einstein. E considerat ca, să zicem, stâlpul de bază al fizicii atomice. După cum Palade a fost comparat pentru a spune că el este stâlpul biologiei celulare. De altfel, institutul pe care l-a format la București se numește Institutul de Biologie Celulară. Dacă v-aș ruga să ne întoarcem în momentele de evocare a întâlnirii din 2007, a fost ultima ocazie cu care ați stat de vorbă cu dânsul, nu? Da, pentru că a murit în 2008. Lucrul acesta s-a întâmplat în 2007. Încă o dată eram la un congres la San Diego, foarte aproape de locul unde locuia, și ne-a primit în apartamentul său. Avea o priveliște, cum vă spuneam, foarte frumoasă, și avea în cabinetul de lucru, care era alăturat camerei în care am avut noi discuția, era o masă de sticlă. Nu știam
ce este, am văzut sub masă o altă sticlă pe care era așezată o revistă deschisă. Deasupra era o lupă mare, întrucât nu mai vedea foarte bine literele, probabil mărunte, încă stăruia în a vedea până unde a mers știința în domeniul cercetărilor care l-au, să zicem, l-au trecut în eternitate pe George Emil Palade. Probabil că George Emil Palade este, când te referi la premiile Nobel, primul care îți vine în minte este George Emil Palade. Ulterior, sigur că au fost zeci de laureați al premiului Nobel, dar n-au mai avut aceeași aură pe care a purtat-o George Emil Palade. În așa fel încât eu personal sunt fericit într-un fel că George Emil Palade a fost român, a rămas totdeauna un român atașat țării, a venit de multe ori în țară, a făcut multe intervenții pozitive pentru dezvoltarea cercetării și în țara noastră și iată că a rămas în istorie cu descoperirile numeroase care le-a făcut și care au fost făcute în trepte succesive, ajungând la pătrunderea în cele mai discrete și mai mici structuri ale celulei. Cu alte cuvinte, biologia celulară este, de fapt, o creație a lui. În contextul acestui ultim dialog pe care l-ați avut cu domnia sa, a existat și un mesaj pe care să-l transmită generațiilor de cercetători, tinerilor cercetători? Da, în ultima poză, fotografie pe care o am, este Palade scriind un mesaj pentru că l-am rugat ce ar transmite domnia sa tinerilor generații. Și el suna cam așa, că cercetarea este un nivel al creației omenești care nu poate fi comparat cu altele și dacă îți antrenezi voința și dorința de a merge mai departe cu știința, tinerilor le-ar trebui răbdare și multă voință. Domnule academician Constantin Ionescu Târgoviște, cred că nu greșesc dacă afirm că pentru dumneavoastră a fost un privilegiu să fiți alături și într-o comunicare directă cu omul de știință George Emil Palade. Da, m-am bucurat foarte mult de această oportunitate pentru că a fost ultima, exprimate ultimele viziuni pe care le are asupra trecutului, a prezentului de atunci și mesajul pentru viitor, care eu sper că a activat personal pe mine, m-a stimulat în cercetarea diabetului zaharat. După cum, sigur că cei de la biologia celulară, a căror specialitate stă tocmai în înțelegerea celor mai fine structuri din celula umană, a miliardelor de celule din care e alcătuită structura umană, iată că poate da roade dacă este însușită și dacă
este transmisă și generațiilor mai tinere. Diabetul a profitat și el de aceste descoperiri și probabil că nu întâmplător George Emil Palades a oprit asupra studiului pancreasului, care are două tipuri de celule, celulele care secretă enzimele necesare digestiei și absorbției pe care le-a studiat domnia sa, și celula beta-pancreatică, care face parte din niște structuri speciale dispersate în interiorul aceluiași pancreas. Cu alte cuvinte, cele două tipuri de celule se aseamănă foarte mult ca structură și, într-un fel, ca și funcție, deși fiecare are o particularitate legată de rolul pe care îl are în economia organismului. Vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați acceptat să ne fiți alături astăzi în studioul UMFST Live. Vă mulțumim și trebuie să vă mărturisesc că este un privilegiu și pentru noi prezența dumneavoastră astăzi aici la Târgu Mureș și prezența dumneavoastră în mijlocul comunității academice a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Și eu m-am bucurat că spre sfârșitul vieții, iată, am avut ocazia să particip la o reuniune interesantă și pentru diabet, iată, interesantă și pentru destinul lui Palade, acea avere pe care el a transmis-o generațiilor viitoare și sper că această instituție, care văd că se dezvoltă bine, să urmeze calea pe care Palade a deschis-o și, după cum am observat cu diferitele departamente ale universității care îi poartă numele, cred că va reuși să transmită generațiilor viitoare ceea ce înaintașii lor au reușit la vremea lor. Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vizita acest oraș. Nu-l văzusem înainte niciodată și, deși drumul e puțin cam lung, deși încă nu s-a făcut aeroportul, am avut ocazia să văd priveliștea care nu o poți vedea din avion niciodată, dar este foarte plăcută, frumoasă, încântătoare atunci când în cele 5 ore, 6 ore de drum parcurge acest traseu de 600 de kilometri și nu știu dacă voi mai reveni, dar mesajele mele sper să rămână aici și o parte din ultima parte a vieții mele să fie prezentă și aici, la Târgu Mureș. Vă dorim multă sănătate, multă putere în continuare. Acesta a fost doar începutul. Noi vă așteptăm cu drag și sperăm să ne bucurăm de o nouă oportunitate de a vă avea alături de noi și să trăim aceeași bucurie pe care o avem și o simțim și astăzi, pentru că sunteți aici, la Târgu Mureș. Transmit de succes mult colectivului de aici și sper să avem și alte ocazii să ne vedem. Cu siguranță. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a mediatiza problematica și cei care s-au ocupat de descifrarea unora din secretele vieții care n-au ajuns probabil la nivelul maxim, mai sunt încă lucruri de descoperit. Spuneam eu că Leonardo da Vinci spunea că universul e plin de necunoscute care așteaptă să fie cunoscute.
Eu am zis că celula este universul în care noi putem căuta și descifra unele din necunoscutele celulelor și a vieții pe care fiecare vietate o are în interiorul ei. Vă mulțumesc încă o dată pentru primirea caldă și urez mult succes acestui institut care să onoreze pentru eternitate marea contribuție a lui Palade la descifrarea secretelor vieții despre care vă vorbeam. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne mai revedem și cu altă ocazie. Cuvintele dumneavoastră de apreciere la adresa instituției ne bucură și ne onorează deopotrivă. Vă mulțumim și noi încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și vă invităm și la ediții următoare. La revedere!